Încă de la primele ore ale dimineții, cei care vor să doneze sânge merg la centrul de transfuzii sanguine din Constanța. Reprezentanții centrului spun că este nevoie zilnic în medie de 60 de donatori. Însă sunt și zile în care nu trec pragul instituției mai mult de 20 de persoane dornice să doneze sânge. Chiar dacă timpul de așteptare în medie este de aproximativ o oră, sunt și donatori care se plâng că au fost nevoiți să aștepte ore bune până să intre să doneze. Ori chiar au plecat pentru a nu aștepta la rând. Au fost perioade când am venit și am plecat înapoi, pentru că era foarte aglomerat. Astăzi a mers foarte bine. Dar a fost zile când stăteam 4 ore, 5 ore. Deci nu este organizare fermă ca să fie lumea mulțumită. Adică să vii de plăcere să donezi. Lipsa de personal ar fi principalul motiv pentru care se întâmplă acest lucru, spun reprezentanții instituției. Noi ne confruntăm ca orice unitate cu un deficit de personal, într-adevăr, și de asistente și de medici. Avem anumite campanii pe care, inclusiv sâmbăta, pe care am fost câteodată nevoiți să le anulăm, pentru că n-am putut să facem față. Pentru a evita statul la coadă, donatorii sunt îndemnați să-și facă în prealabil o programare. Timpul de așteptare al donatorilor diferă, da? Timpul mediu de așteptare este între 60 și 90 de minute, în funcție de zile, să spunem așa. Noi avem un sistem de programare online, Donorium, și o programare telefonică, da? La care se pot programa și au prioritate. Pe de altă parte, sunt și donatori care spun că merită așteptarea atunci când se gândesc că salvează viața cuiva. Am mai donat și înainte și anul ăsta de vreo 2-3 ore am donat. Oricum nu mai contează cât aștepți pentru a ajuta, nu contează cât stai. Putem să stau și 5 ore și 10 ore. În cazul campaniei care este donează sânge fierul, am zis să donăm. Să fie bine. În jur de o oră așteptăm cu tot ce, cu preanalize, cu predonare, cu tot ce trebuie să parcurgem toți pașii până intrăm la donare. Cei care vor să doneze sânge, dar nu ajung în timpul săptămânii la centrul de transfuzii, o pot face și sâmbăta, începând cu 17 decembrie.